Accidentele de circulație produse pe drumurile din Maramureș s-au mulțit în această vară. Asta am constatat cu toții și asta arată și statistica Serviciului Rutier Maramureș. În luna iulie anul acesta avem o creștere a numărului total de accidente grave produse pe drumurile publice din județul Maramureș. Respectiv s-au produs 19 accidente, plus 4 față de perioada similară anului 2018. Soldate cu 3 morți, minus 1 față de anul 2018, 16 răniți grav, plus 5 și 15 răniți ușor din accidente grave, plus 15. Mulți dintre șoferii din județul nostru spun că maramureșenii plecați în străinătate la muncă și reveniți pe perioada concediilor acasă contribuie și ei prin teribilism, indisciplină sau neștiință la producerea evenimentelor rutiere pe șosele. Polițiștii susțin însă că datele lor nu îi incriminează. În această perioadă de vacanță din 1 iulie și până azi, în județul Maramureș s-a produs un singur accident rutier grav în care a fost implicat un conducător de autovehicul înmatriculat în străinătate. Față de anul anterior, când în aceeași perioadă, respectiv în luna iulie 2018, suntem în creștere, întrucât anul anterior n-am avut niciun autovehicul înmatriculat în străinătate implicat în accidente rutiere grave. Reprezentantul Serviciului Rutier amintește cu această ocazie șoferilor faptul că trebuie să respecte regulile de circulație pentru a ajunge în siguranță la destinație. Să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să nu se hazardeze în depășirea coloanelor formate în așteptare la semafoare sau în intersecții, astfel încât să evite implicarea în evenimente rutiere.